Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem cea mai romantică știre de anul acesta. Maestre, muzica, te rog frumos. Un bărbat și o femeie care aveau interdicție de a se apropia unul de celălalt au fost prinși împreună la furat în Sinaia. Nu e nimic mai romantic asta. Dom'le, s-au împăcat activ. Te rog, lasă-mă să savurez momentul. O adrenalină. Deci nu poți opri dragostea, frate. Ei s-au certat sau nu știu ce, a intervenit justiția, le-a dat interdicție să se apropie la mai puțin de 5 metri. 5 metri? Cum, mă, 5 metri? Puteau să-și facă bezele. De ce distanță este asta? Eu cred că instituția asta... Cât are un braț? Că, cred că de la asta s-a luat. Ce lungime are brațul tău? Ia. Judecătorul a fost cu... Ia, întinde mâna. Și dumneata, întinde mâna. Aprod, măsoară. Da. Un metru. Da. Un metru și cu avânt, 5 metri. De obicei, distanțele astea sunt, n-ai voie să te apropii la mai puțin de 50 de metri, de 100 de metri, de da, da, da. 5 metri. Cât să-l spui pe, dar să nu știi, da. Să nu-i dea. Serios? Ce-i asta, mă, 5 metri? Bun, deci asta e, dânsul 28 de anișori, femeia, doamna, 55 de anișori. Vezi, nici vârsta nu i-a despărțit. Da. Cei doi au fost opriți pentru un control de rutină de polițiști din Sinaia, era un filtru rutier. Împreună în mașină, la volan era el. Ea era în portbagaj la 5 metri. Cu ocazia controlului autovehiculului, în portbagaj au fost găsite 5 calorifere. Scrie publicația Brașov.net, despre care bărbatul a declarat faptul că le-a luat din curtea unui hotel. Deci oamenii se pregăteau pentru iarnă, exact cum a zis domnul profesor Păun mai devreme. Să ne pregătim de iarnă, să... Ei și-au luat caloriferele, urma agentul termic. Dacă... Vezi? 5 metri, 5 calorifere. Dacă le dau 100 de metri distanță, 100, paguba era mai mare. Băi, dar nu se mai fac calorifere ca pe vremuri de fontă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.